Pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident pe autostrada A1 la kilometrul 100 pe sensul de mers dinspre București spre Pitești. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat în câmp, mașina ajungând pe plafon. La fața locului au intervenit un echipaj cu o auto specială de intervenție de la detașamentul de pompieri din Pitești și un echipaj SMURD. În interiorul autoturismului se afla o femeie de 32 de ani și un bărbat de 44 de ani care prezentau leziuni la cap. Li s-au acordat îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi transportați la spital. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele în care s-a produs nefericitul eveniment.